Anul acesta au fost înscrise în competiția galei societății civile 176 de proiecte implementate în anii anteriori de către 109 ONG-uri, grupuri de inițiativă și persoane fizice. Am avut alături peste 60 de specialiști pentru a evalua proiectele înscrise în competiție. Vă invit așadar să aflăm câștigătorii din acest an. Înainte, însă, aș vrea să vă spun că vor fi anunțați toți câștigătorii, însă sunt rugați, din motive care sunt legate strict de timp, sunt rugați să urce pe scenă doar câștigătorii premiilor întâi. Și tot din motive legate strict de timp, sunt multe premii, va fi o seară lungă, vom premia oamenii dedicați binelui, organizatorii ne-au rugat ca discursurile să nu depășească 30-40 de secunde, vor fi multe premii. Începem cu secțiunea Educație, Învățământ, Cercetare, în cadrul căreia au fost înscrise 24 de proiecte. La această secțiune au evaluat proiectele doamna Andrei Ofițeru, domnul Andrei Popescu și doamna Luciana Simona Velea. Vom anunța premiile 3 și 2. La această secțiune, premiul 3 se acordă proiectului Clubul de Educație Alternativă, Policy Center for Roma and Minorities. Merită toate aplauzele și dacă vreți să aflați mai multe detalii despre proiectele lor, vă invit să accesați site-ul www.galasocietățicivile.ro. La această secțiune, premiul 2 se acordă pentru două proiecte, www.istoriacomunismului.ro, o istorie a comunismului românesc pentru cei născuți în democrație al Fundației Soros, și Astra Film Junior 2011 al Fundației Astra Film. Pentru a anunța premiul întâi al secțiunii, o invit pe scenă pe doamna Simona Velea, membru al juriului.